Ce faceți, oameni dragi? Bine ați revenit la un nou clip aici pe canal. Sper că sunteți bine. Astăzi facem un clip întârziat. Un clip întârziat cu toate că data la care filmez eu acest clip este 30 aprilie, ultima zi din luna aprilie, logic. Și mi-am propus ca luna mai să nu mai cumpăr nicio carte. Asta pentru un om obsedat de cărți este un lucru tare dificil. În ultima vreme, mai ales cu acest magazin The Works, am cumpărat multe cărți, cel puțin ultimul vlog, când vedeți voi acest clip, nu o să fie ultimul vlog, penultimul vlog, am filmat încă un book haul de la The Works, pentru că am fost înnebunită, efectiv, să găsesc seria Off Campus la The Works. Din păcate nu am găsit un magazin fizic, vă spuneam asta și în vlogul respectiv, scuzați lumina, pentru că soarele intră și se din nori. Am căutat într-un magazin și am sunat la alte 3 magazine din jurul meu ca să nu fac 100.000 de drumuri. Nu o aveau din păcate, dar culmea, a doua zi, noroc cu cineva de pe TikTok. Am filmat un TikTok în care am mers la The Work și mi-am luat ce cărți mi-am luat atunci și mi-a scris o fată că tocmai ce au băgat-o online. Am și dat comandă. Problema este că atunci când am dat comandă ca să îndeplinesc suma pentru transportul gratuit, m-am mâncat undeva și am mai luat câteva cărți. Deci sunt o groază de cărți noi acolo. Am găsit și seria Off Campus, din fericire. Da, deci am cumpărat multe cărți. Concluzia asta este că m-am lungit atât. Concluzia este că am cumpărat foarte multe cărți. Din păcate, mai ales cu The Works, este un pic cam dificil să te abții, având în vedere că au niște prețuri atât de bune și încep să aibă din ce în ce mai multe cărți și foarte populare, dar în general să aibă multe, multe cărți, mult mai multe cărți diversificate, să zic așa. Încep să aducă mulți autori, multe genuri și așa mai departe. Stați așa cum am luminat dintr-o dată. Ideea este următoarea. Am cumpărat multe cărți și vreau să văd dacă pentru luna mai aș putea să mă abțin, să nu cumpăr nimic și să citesc cât mai multe cărți de la mine din bibliotecă. După cum vedeți, am întors multe cărți invers, ca să văd exact cam câte sunt necitite. Mai puțin raftul acesta, mai puțin acest raft cu cărți clasice, cărți foarte frumoase pe care vreau să le am la display, ca să zic așa, și nu aș vrea să le întorc, cu toate că am citit destul de multe și de aici, dar nu pe toate. Vreau să-mi aleg câteva cărți. Eu am pus aici pe Goodreads deja ce aș vrea să citesc. Vreau să le alegem împreună și la sfârșitul lunii am să fac oricum un clip cu ce am citit pe luna mai și o să facem o mică concluzie, dacă am reușit să nu cumpăr nicio carte. Singura carte care mai trebuie să vină astăzi este King of Slot de Anna Huang. Am precomandat-o și vine chiar astăzi pentru că astăzi a apărut. Dar asta o să fie ultima carte momentan. Cu această ocazie am să vă arăt și ce altceva mi-am luat de la The Works. Din păcate, vremea este foarte bipolară, chiar n-am ce să fac. Acum intră soarele în nori, acum iese. Bate foarte tare vântul și de aceea este această schimbare. Am scos aici telefonul să mă uit pe Goodreads, să văd exact câte am salvat, pentru că știu că am salvat destul de multe. În general îmi pun destul de multe cărți pe listă ca să am de unde alege, să am așa, nu știu, să-mi dea o inspirație. Nu se întâmplă tot timpul să citesc tot ce am pe listă, se întâmplă să mai și divaghez, să mai iau din alte părți, dar 16 cărți, ok. Am pus destul de multe, sunt multe cărți, dar să vedem ce reușesc să citesc. Pentru luna aprilie am citit destul de multe. Probabil ați văzut ultimul vlog cu ce am citit din ianuarie până în aprilie și v-am arătat ce am citit, evident, și în aprilie. Mai puțin două cărți pe care am să vi le arăt în clipul cu ce am citit pe luna mai. Am citit destul de multe. 1, 2, 3, 13 și 14. Mai am foarte puțin din ultima carte pe care o citesc acum pentru luna aprilie. O să o termin diseară, cel mai probabil. Îmi pusesem pe challenge-ul de pe Goodreads să citesc 50 de cărți anul acesta. Pentru că anul trecut am reușit să citesc 65 și am zis hai să pun tot 50. Dar m-am mâncat undeva, nu știu de ce, să schimb la 100. Nu am citit niciodată 100 de cărți într-un an. Cel mai mult a fost 65. Asta a fost cel mai mare număr pe care am reușit să-l citesc. Dar acum am zis hai să pun 100, să vedem. Ce se întâmplă, se întâmplă. Asta este, dacă reușesc bine, dacă nu, nu. Hai să vedem cărțile pe care le am pe listă. Sunt unele dintre ele pe care deja le aveam pe lista de luna trecută, din aprilie, dar nu am apucat să le citesc. Începem cu aceasta, apoi o luăm pe aceasta, avem încă una aici, am pus-o și pe aceasta, așa. Pe aceasta, ok, să vedem dacă o nimeresc pe următoarea, aceasta, ok. Thank you.
Cred că totuși acest tibiad este un pic cam curajos. Un pic prea curajos. Am pus pe listă și King of Slots, care o să vină acum. Vreau neapărat să o citesc. Și mai am încă două cărți pe listă, dar nu le scoși pe acelea. Momentan le las pe astea, să vedem ce reușesc și ce nu. Hai să vi le arăt. Am lăsat cărțile acelea afară ca să vi le arăt mai apoi ce am reușit să iau din The Works, din comanda online. Avem Crossed, pe care am avut-o și luna trecută și acum 2 luni. Tot am zis că o citesc, dar nu am ajuns niciodată la ea, nu știu, nu am fost inspirată să o citesc momentan, cu toate că îmi place foarte mult seria aceasta Never After. Nu știu care a fost faza, nu înțeleg. În orice caz, am scos-o acum să vedem dacă reușesc să ajung la ea. Pe urmă avem volumul 2 din această serie, mă rog, trilogie. Cum se cheamă trilogia? Ok, habar n-am cum se cheamă trilogia. Acesta este volumul pe care vreau să-l citesc acum, So Not Meant to Be. Este parte din această trilogie. Am citit-o acum ceva vreme, mi s-a părut super haioasă și vreau să continui cu seria. Așa că am pus volumul al doilea să-l citesc. Vreau să continui și cu această serie, mă rog, nu este, nu știu dacă este o serie neapărat sau trilogie, este volumul al doilea, după Icebreaker, se numește Wildfire. Îmi place super mult această ediție cu marginile colorate. Ideea este că Icebreaker mi-a plăcut foarte mult, am văzut persoanele care au citit Icebreaker și au continuat cu această carte, nu au fost prea încântați de ea, acum să vedem dacă mi-o plăcea. Eu sunt destul de ușor de mulțumit la cărți, așa că s-ar putea să-mi placă. Să vedem. Avem această carte care este în continuare a cărții It Happened One Summer de Tessa Bailey. Aceasta se numește Hook, Line and Sinker. Sunt două personaje ce au apărut în It Happened One Summer. V-am mai povestit despre ea aceasta. Deci aceasta vine în continuare a acestei povești. Sunt tare, tare curioasă. Îmi plac cărțile scrise de Tessa Bailey pentru că scrie într-un mod foarte, foarte ușor așa și sunt cărțile destul de plăcute, se citesc foarte repede, care îți dau o stare de bine. Am multe cărți de la Tessa Bailey și aș vrea să le citesc cât mai curând pe toate, pentru că s-au adunat. Deci raftul unde sunt cărțile cu Tessa Bailey este destul de întors, pentru că nu prea le-am citit și am tot cumpărat. Deci mai ales la The Works au multe, multe cărți scrise de această autoare și am tot cumpărat tot ce am găsit și s-au adunat multe. Apoi o carte pe care o am în română, dar am auzit că este foarte, foarte mișto. Eu am această carte de mult timp. Cred că am venit cu ea din România, din câte mi-amintesc. Sau am primit-o când deja mă mutasem în Anglia și mi-a trimis-o mama. În orice caz, Cum să furi o inimă cu un sărut. Este super, super populară, am înțeles că e foarte mișto. Abia aștept să o citesc, sinceră să fiu. Nu eram foarte convinsă când am primit-o, nu știu ce. Nu prea eram cu romance-ul atunci. Era mai mult pe fantasy, young adult și așa mai departe. Acum că am prins gustul acestor cărți și aproape, nu știu, 90% asta citesc, vreau să ajung în sfârșit și la această lectură. Deci avem 5 momente. Vreau să o citesc și pe aceasta. La fel, este o carte pe care am luat-o... Nu, v-am arătat-o în book haul. Am luat-o când am fost în magazin. Este o carte scrisă de Emily Henry și se numește Happy Place. Am auzit multe lucruri bune despre această autoare. Se vorbește pe tot TikTok-ul, Instagram-ul, YouTube-ul și așa mai departe. Se vorbește mult despre cărțile ei și m-au făcut oamenii curioși să încep și eu ceva scris de ea. Așa că am pus-o pe aceasta pe listă, abia ce am luat-o din The Work și dacă tot iese la mine în bibliotecă și mi-am propus să citesc ce am în bibliotecă, am zis, hai să continui și cu ea. Și la fel și cu aceasta, dacă tot o am în bibliotecă, chiar dacă am cumpărat-o acum de curând, vreau să o citesc. Este nebunie cu această carte, My Dark Romeo. A nebunit... E scrisă de această autoare, L.J. Shen și Parker S. Huntington. Ok, să vedem cum este, sunt tare curioasă, mai ales că, da, trebuie să recunosc, mă fură peisajul și când văd o copertă frumoasă. Mai judec cărțile și după copertă, trebuie să recunosc. Primul instinct al meu când am văzut această carte a fost să cumpăr, pentru că mă atrage genul acesta de copertă. Mi s-a părut interesantă și descrierea cărții, așa că de ce nu? Am pus-o pe listă. Cred că prima carte pe care o să o citesc o să fie King of Slots. Când vine astăzi, după ce termin... De fapt, nu, astăzi nu reușesc. Mai am o carte terminată pentru luna aprilie, ca să termin cu ce am pe luna aceasta. Și probabil mâine, poimine, mă apuc de King of Slots. Abia aștept. Chiar abia aștept, pentru că mie îmi place destul de mult seria aceasta cu King of Sin. Kings of Sin, de fapt. Această serie. Haideți că am tot scos cărți din bibliotecă și nu pot să le pun la loc. Vreau să încep și seria Off Campus și avem aici primul volum, The Deal. Este super populară această serie de pe vremea când încă eram în România. Multă lume vorbea despre această nebunie. Este tradusă și în română. Știu că o am în minte
o vedeam la multe fete pe vremea aceea. A fost nebunie și încă este nebunie. Acum o văd destul de des pe TikTok. Chiar sunt al naibii de curioasă cum este. Mai ales că avem aici mai multe personaje ce au legătura între ele. Cred că sunt prieteni, nu știu exact. Și avem sports romance, ceea ce îmi place super mult. Toate că obsesia mea momentan este cowboy romance. Am luat o razna. Din cauza sau datorită, nu știu cum ar fi cel mai potrivit să zic. Hai să zicem datorită lui Elsie Silver. Toate că aș zice din cauza, pentru că sunt acum nebunită să cumpăr cât mai multe cărți cu cowboy romance și portofelul meu nu mulțumește. Dar ce peste, deci avem primul volum din seria Off Campus, pe care mă bucur din suflet că am reușit să găsesc la The Works, deci nici nu vă imaginați cât de încântată sunt. Sunt exagerat de mulțumită și de entuziasmată de acest magazin. Cum să dai pe o serie întreagă? Câte cărți are? Sunt 5 cărți la 20 de lire, aceleași 5 cărți pe care le găsesc pe Amazon cu 65. Nu înțeleg. Ok, inflație și toate cele, dar lumea o ia razna, adică nu lumea, companiile o iau razna, sincer să fiu, nu discutăm chestii de genul acum. Avem, evident, și o carte de Elsie Silver, vreau să continui cu această serie, care se numește Gold Rush Ranch, mi se pare. În acest volum o avem pe Violet, care este sora fraților din prima serie, și pe, cum îl cheamă, am uitat cum îl cheamă, Cole, ok. Abia aștept să o citesc. Evident că îmi doresc foarte mult să continui cu seria Outlander. Am terminat de citit volumul al doilea acum 2 zile și sunt îndrăgostită până peste cap. Deci oricum eram obsedată de serial. Am citit primul volum, m-a furat peisajul. Am citit al doilea volum, deja gata. Simt că nu mai pot să mă opresc și sunt atât de entuziasmată să citesc cărțile, să fiu acolo în lumea aceasta. Efectiv, are un stil atât de mișto de a scrie această autoare, cât te simți acolo odată cu personajele. Ceea ce mi se pare genial. Într-adevăr, sunt niște monștri de cărți. Volumul al doilea a avut 900 și ceva de pagini. Acesta are 1059 de pagini. Exagerat de mult și are 1059 pe hârtie, dar să știți că o pagină din asta mi se pare că face câte o pagină jumate dintr-o carte normală, pentru că este scrisul destul de mic. Este scrisul foarte mic. Sunt pagini astea așa subțiri. În mod normal, o carte de 300-400 de pagini o termin, dacă sunt destul de odihnită, o termin, nu știu, în câteva ore, în 4-5 ore. Cam așa. O carte de genul îmi ia foarte mult să o citesc, dar să vedem. Să vedem, pentru că sunt câteodată unele pasaje în care nu mă pot opri și nu-mi dau seama când trece timpul. În volumul al doilea am avut discuția aceea cu războiul, cu rebeliunea, cu nebunia. S-a vorbit foarte mult de război, adică au avut multe capitole în care povesteau de război și toate cele. Mi s-a tăiat un pic filmul acolo pentru că era foarte trist și nu prea îmi place discuția aceasta. Dar chiar și așa am continuat cu cartea pentru că, per total, este o carte foarte frumoasă. Și chiar și scenele cu războiul sunt descrise într-un mod foarte, foarte ok, dar pe mine mă întristează, na, și acolo îmi doream să termine mai repede acele pagini. Mă rog, am reușit să termin, mi-a plăcut la nebunie, foarte mult mi-a plăcut și chiar vreau să continui cu această carte. În teorie mai am 2 cărți pe listă, pe lista mea. Mai am o carte pe care o să mi-o dea Emma, a decidit pentru luna mai, încă nu știe exact care. Aștept să-mi zică, o să vi-o arăt la final și probabil și în vlogurile de pe luna mai o să vedeți. Și eu în sine mai am trecute câteva cărți pe listă, dar acum să vedem. Am zis, îmi pun mai multe cărți ca să văd ce mă inspiră la momentul respectiv, ce carte am chef să citesc în momentul respectiv. O să vedem, cel mai probabil nu o să ajung la toate acestea, sunt extrem de multe, dar să am de unde să aleg. Le mai pun și pe următoarele 2 pe listă. Avem aici The Fake Mate, în volumul acesta absolut super de la Fairy Loot. Aceasta este genul de carte pe care o citesc super repede. O carte lejeră, cu scrisul mare. Stați așa să vedeți cum o să cadă toate astea pe mine. M-am mutat undeva să pun aceste cărți mai grele, să le pun deasupra. Și următoarea carte pe care vreau să o citesc ar fi aceasta, A Fate Inked in Blood. Am zis că o citesc și luna trecută, dar eram așa în dubii. Încă sunt în dubii, dar au dat de multe povești frumoase, descrieri frumoase ale acestei cărți. Deci este un fantasy romance cu vikingi care mă dă pe spate. Nu știu, când vine vorba de descrierea acestei cărți, mă dă pe spate și nu mai am răbdare. Vreau să o citesc cât mai repede, așa că o să o citesc. Chiar dacă nu știu exact când apare volumul al doilea, am să o citesc. Asta este. Eu pe listă mai am câteva cărți trecute. Nu știu dacă o să ajung la ele. O să vedem. V-am zis, depinde de cheful meu. Că mi se năzare mie să citesc nu știu ce la momentul respectiv. Deci mai am trecut, aș vrea să citesc
dar să vedem. E un pic cam dificil, nu știu dacă luna aceasta sau luna viitoare. Vreau să continui cu seria Crescent City, dar având în vedere câte cărți am pus pe listă și destul de măricele unele, nu știu sigur dacă o să ajung, dar chiar aș vrea să continui cu această serie. Aș vrea să citesc și o carte dată de verișoara mea, recomandată de verișoara mea, se numește În felul următor. Mi-a recomandat-o de nenumărate ori și încă n-am apucat să o citesc, sinceră să fiu. Eu o am pe Kindle acum, am cumpărat-o pe Kindle și aștept momentul să mi se trezească așa cheful să mă apuc de ea. O să vă pun aici coperta, se numește The Art of Joy de Goliarda Sapienza și aceasta are multe pagini. 685 de pagini, deci și aceasta are destul de mult, dar sunt curioasă și de această carte. Am un tibiar destul de ambițios pentru luna mai, în orice caz, ceea ce îmi doresc cel mai mult este să citesc doar ce este în această bibliotecă sau pe Kindle deja cumpărat. Am 12 plus King of Swords care o să vină astăzi, 13, să vedem ce carte îmi dă și Emma, deci o să fie un challenge. Am să schimb un pic peisajul și vreau să vă arăt ce am reușit să iau din comanda de la The Works. O să ziceți că sunt nebună, că nu sunt sănătoasă, câte cărți mai cumpăr, dar acum două vloguri când v-am arătat ultimul book haul de la The Works, am dat foarte puțin pe cele cărți. Extrem de puțin și acum la fel, 40 de lire pentru câte cărți vreau să vă arăt acum, mi se pare puțin. Având în vedere că seria despre care tocmai v-am vorbit off campus era pe Amazon 65, deci eu zic că am făcut afacere. Vă dați seama că eu acum încerc să mă scuz pentru câte cărți cumpăr, nu? Da. Haideți să vă arăt. Deci am luat seria off campus. Asta este una la mână. Așa arată minunăția. Avem cele 5 volume. Sunt tare încântată că am reușit să pun în fine mâna pe ea. Avem The Deal. Deci uitați cât de frumoase sunt aceste coperte. Avem The Mistake, The Score, The Goal și asta este, mi se pare că e epilog, da, este The Legacy, plus încă 4, da, acestea. Avem așa, tot de L. Kennedy, The Graham Effect, nu știu dacă este o serie nouă de ei sau face parte din lumea aceasta, habar n-am. Apoi avem Hate Mail. Habar n-am despre ce este vorba, am tot văzut-o pe TikTok la fete și am văzut că este destul de plăcută, așa că am luat-o, plus că m-a atras coperta. Am luat încă o carte de Tessa Bailey, ca să am acolo și la colecție, o carte apărută destul de recent, Fangirl Down, așa se numește, tot așa un sports romance. Și am mai luat-o pe aceasta, am tot văzut-o pe autoarea ce a scris această carte, am văzut-o pe TikTok că își promova cartea. Nu am fost neapărat atrasă pe moment, dar era, de data aceasta era la clearance, la un preț super bun și am zis hai să o iau, să-i dau și eu o șansă. Tare simpatică este coperta, am văzut că deja a apărut sau o să apară acum luna aceasta, cred, o să apară volumul al doilea și cei de la The Works o să scoată o ediție specială, o ediție de colecție cu margini colorate și cu desen ceva, dar luna aceasta nu cumpăr cărți, o să o las pe luna viitoare. Deci cam astea sunt cărțile cumpărate. Într-adevăr este un magazin genial, dar e problema, pentru că te face să cumperi multe cărți. Când vezi cărți la 3 lire, la 2 lire, la tot felul de oferte din astea, cumperi 3 cărți la 6 lire sau mai știu ce. Deci mi se pare niște oferte foarte bune. Și mai ales că acum încep să facă cărți de colecție, începe să ia frumos fața la magazinele celelalte de cărți din Marea Britanie. Cele mai mari, Waterstones și așa mai departe. Cam asta este cu ce vreau să citesc pentru luna mai și cu ce am cumpărat din The Works. Cred că o să las clipul așa, ca să-l postez, să fie un clip mai scurt pe care să-l postez în această duminică. Fiind mai scurt, îl editez mai ușor și cred că am mai multe șanse să reușesc să postez și duminica. Mi-am propus, având în vedere că ați primit atât de bine cele două clipuri pe săptămână în martie, mi-am propus să încerc cât de des pot să postez câte două clipuri. N-am să reușesc în fiecare săptămână, dar o să încerc pe cât posibil să postez câte două clipuri și de aceea cred că duminică o să avem câte un clip mai scurt, pentru că nu am foarte mult timp la dispoziție să-l pregătesc peste weekend. Am să încerc. În orice caz, duminica o să vedeți cel mai probabil un clip mai scurtuț și am să încerc joia să fac un clip mai lung, mai consistent. Trebuie să șterg această oglindă, acum văd cât de jegoasă este. Bate soarele și văd toate defectele din casă. Inclusiv această oglindă. Ok. Sper că nu este foarte supărător. Acum cred că v-am atenționat și probabil o să vedeți și voi acele pete. Perfecționismul acesta, nu-i așa? Asta este momentan pentru acest clip.
Sper din suflet că v-a plăcut. Nu uitați să vă abonați dacă nu ați făcut-o până acum și ați vrea să mai vedeți și alte clipuri făcute de mine. Vă aștept cu mare, mare drag și pe Instagram, vă las aici username-ul. Încerc să postez cât de des pot. Am început să postez și shorts pe YouTube. Mi s-au cam prins urechile, dar încerc eu să-i dau de cap. Fata pentru astăzi, oameni dragi, sper că v-a plăcut. Vă pup și ne vedem data viitoare cu un clip nou.